Veniți, primiți lumină! Veniți, primiți lumină! După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua, cea dintâia săptămânii a venit să vadă mormântul Maria Magdalena, cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului pogorându-se din cer, și venind a prăvălit piatra de la ușă și a stătut deasupra ei. Și înfățișarea nu era luminoasă ca fulgerul, îmbrăcămintea nu e albă ca zăpada. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Către noi viață veșnică, celuia ce ne închinăm, Sfinte înviere cele de-a treia zi. Să intre bucurându-se într-o bucurie a Domnului Său.
Vezi cineva slugă înțeleaptă să intre bucurându-se într-o bucurie a Domnului său. De s-au ostenit cineva postind să-și ia acum răsplata. De-a lucrat cineva din ceasul cel de întâi să-și primească astăzi plata cea dreaptă. De-a venit cineva după ceasul al treilea, mulțumind să prăznuiască. De-a ajuns cineva după ceasul al șaselea, să nu se îndoiască nici de cum, căci cu nimic nu va fi păgubit. De-a întârzia cineva până în ceasul al nouălea, să se apropie nici de cum îndoindu-se. De-a ajuns cineva abia în ceasul al 11-lea, să nu se teamă de pricina întârzierii, căci dar din timp stăpânul primește pe cel de pe urmă ca și pe cel de întâi. Odihnește pe cel din al 11-lea ceas ca și pe cel ce a lucrat din ceasul de întâi. Și pe cel de pe urmă miluiește. Și pe cel de întâi mângâie. Și acelui plătește și acestuia dăruiește și faptul le primește și gândul ține în seamă și lucrul prețuiește și voința o laudă. Pentru aceasta intrați toți în bucuria Domnului nostru. Și cei de întâi și cei de-ai doilea luați plata. Bogații și săracii împreună bucurați-vă. Cei ce v-ați înfrânat și cei leniși ce sunt ziua. Cei ce ați postit și cei ce n-ați postit. Veseliți-vă astăzi. Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flământ. Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat împărăția cea de opt. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertarea a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului, a stins-o pe ea și ce a fost ținut de ea. Prădata iadul, ce se coboară în iad, umputul de amărăciune, fiindcă a gustat în trupul lui. Și aceasta, mai înainte înțelegându-o, Isaia a strigat. Iadul zice s-a amărât, întâmpinându-te pe tine jos, amărâtul sau că s-a stricat. S-a amărât că a fost bajocorit, s-a amărât că a fost omorât. S-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. A primit un trup și de Dumnezeu a fost lovit. A primit pământ și s-a întâlnit cu cerul. A primit ceea ce vedea și a căzut prin ceea ce nu vedea. Unde ți este moarte, boltul? Unde ți este iadul de biruință? Înviat a Hristos și tu ai fost nimicit. Sculatul s-a Hristos și a căzut diavolul. Înviat a Hristos se bucură îngerii. Înviat a Hristos și viața stăpânește. Înviat a Hristos și niciun mor nu este în groapă, că Hristos sculându-se din morți, începătură celor adormiți s-a făcut. Lui se cuvine slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Oh, 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 oh.
prezența frăților voastre este la Sfânta Dumnezească Liturghie. Este o tradiție în popor. De mic copil, de când m-am trezit și am umblat la biserică în sat, că sunt de la țară, am observat, după obișnuință, deja devenită tradiție, credincioșii vin să ia doar lumină. Închipiți-vă, frățile voastre, cum îl întristăm pe Domnul Hristos, dacă noi ne bucurăm de învierea lui Hristos, am luat lumină, câtă bucurie când e binecuvântarea lui Dumnezeu, când spune preotul, binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său har, cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Coboară harul Duhului Sfânt asupra dumneavoastră, asupra tuturor celor prezenți la Sfânta Dumnezească Liturghie, la cină, care este Sfânta Dumnezească Liturghie. Apoi, luni Paștele, care este această Sfântă Anaforă, stropită cu vin, se face în timpul acțiunii, în acea dezlegare, rugăciune, se stropește cu aghiazmă, apoi cu vin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte, viață dăruindu-ne. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Te dorim nouă viață veșnică și creștine, închinăm Sfintei Învierii, și de-a treia zi, Tot s-a înviat.